A avut loc ceremonia de semnare a 4 contracte noi de finanțare din cadrul PNRR în valoare de peste 270 de milioane de euro, prin componenta turism și cultură, având ca obiectiv creșterea coeziunii sociale, economice și crearea de noi locuri de muncă. Județul Suceava este beneficiar al unui contract de finanțare în valoare de 40,7 milioane de euro, care a fost semnat în cadrul ceremoniei, în prezența premierului Nicolae Ionel Ciucă, a ministrului dezvoltării lucrărilor publice și administrației, Cheche Otilo, a președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, și a președinților de consilii județene care conduc asocierile de proiecte. Contractul de finanțare are o valoare de 40,7 milioane euro și vizează realizarea unui traseu de 494 de kilometri de trasee cicloturistice, vizând conectarea unor obiective cultural-turistice de pe traseul Mănăstirea Putna, ansamblul Bisericii Sfântul Nicolae, Cetatea Medievală Bistrița, Biserica de Lemn de la Leurda, Biserica din Lemn Sfântul Proroc Ilie din localitatea Petriș și ansamblul Bisericii Evanghelice Ielna, respectiv Castrul Roman, Parcul Arheologic Călugăreni, un proiect desfășurat în parteneriat cu Consiliul Județean Bistrița Năsăud și Consiliul Județean Mureș. Proiectele de astăzi sunt realizate, așa cum s-a menționat, în parteneriat cu autoritățile publice locale. Obiectivul acestora este creșterea coeziunii sociale, reducerea disparităților și, desigur, crearea de noi locuri de muncă, în special în mediul rural. La fel de importantă este contribuția noilor proiecte la sprijinirea transportului durabil, prin dezvoltarea infrastructurii de trasee cicloturistice la nivel național. Stabilirea și amplasarea traseelor cicloturistice se va face în raport cu celelalte investiții și vizează creșterea accesibilității zonelor turistice și, desigur, dezvoltarea infrastructurii aferente. Premierul este de părere că traseele cicloturistice vor permite României să participe și să contribuie la reconfigurarea rețelei europene de trasee Eurovelo și a diverselor trasee turistice, având ca efect dezvoltarea ecoturismului și încurajarea utilizării bicicletei ca mijloc de transport alternativ. Este un moment important pentru Ministerul Dezvoltării, pentru că, practic, prin semnarea acestor 4 contracte, închidem toate jaloanele din PNRR pe care le avea Ministerul în obiectiv. Am avut 10 jaloane pe contracte, pe semnarea de contracte, erau închise până acum 9, s-au închis și ultimul jalon prin aceste contracte semnate și avem peste 6.000 de contracte semnate cu beneficiari, în principal unitățile administrativ-teritoriale, cu o valoare de 6,4 miliarde de euro, dacă socotim și contribuția statului român la aceste finanțări câștigate.